Doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. Am intrat așa brusc în emisie pentru că așteptam și noi, la fel ca mulți dintre dumneavoastră, să vedem finalul meciului România-Slovacia. Din informațiile pe care le avem, scorul a rămas 1-1. Suntem în intrați așa cu ambele picioare în campionat, suntem calificați, așa că urmează meciuri importante de care noi trebuie să ne bucurăm, nu? Cam asta este povestea legată de meci. În timp ce așteptam finalul meciului, am primit și un raw alert, probabil și dumneavoastră l-ați primit, l-au primit și cei de acasă. Se anunță în următoarea oră, în care noi vom fi în emisie, o vijelie puternică cu descărcări electrice și cei de la ISU ne avertizează să rămânem în casă. Așa că rămâneți în locuințe. În case sau în terase? În case sau în terase, momentan o parte dintre telespectatori sunt în terase. Cam despre asta este vorba. Avem mici probleme tehnice pe care le vom regla acum, într-o perioadă foarte scurtă, într-un minuțel, două de timp, și din cauza vremii nefavorabile și din cauza grabei cu care am intrat în direct. Vă prezint invitatul meu din această seară. Alături de mine se află domnul Constantin Pănescu, îl cunoașteți cu toții, l-ați văzut în toată perioada de campanie electorală, l-ați văzut și după. De data asta ne-am propus doar o parte din emisiune să o discutăm pe partea de campanie electorală și mai mult să ne concentrăm pe evenimentele care urmează a se desfășura în orele imediat următoare la Rânca. Bună seara, domnule Pănescu! Bună seara și mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Cum vă găsesc de data aceasta? Nu v-am văzut de la finalul campaniei electorale, n-am mai apucat să discutăm. Ați tras linia, ați socotit, este cazul unei analize, ați făcut o analiză. Da, ce se întâmplă? Eu sunt dezamăgit pentru că n-am făcut politică și nici acum nu vreau să fac politică. Eu am intrat doar pentru anumite proiecte pe care decidenții nu vor să le facă de 21 de ani de când sunt eu în Rânca și de peste 33 de ani de când conduc România. Dar am rămas dezamăgit pentru sau în anumită zonă. Mă așteptam totuși ca legea să fie lege și altfel, din ceea ce știm cu toții că s-a întâmplat în noaptea numărării voturilor, nu a fost secție să nu se găsească plusuri sau minusuri, să nu se găsească voturi de la noi la alții, de la alții la alții și uite așa o cascadă de neajunsuri și nu mă așteptam ca tocmai cei care sunt puși acolo să respecte legea, să asiste pentru buna desfășurare a democrației în alegeri. Pentru ai președinți, judecători, domnule, și tocmai jandarmii și poliția care asista la bunul mers al votării, tocmai ei au rămas corigenți. După părerea mea. Dureros, da. Dureros. Foarte dureros. Până acum eram un simplu cetățean, mergeam la vot, împreună cu soția, cu fiul, de când votează, cu alți prieteni, eventual, mergeam după aceea la o cafea sau la o bere. Acum am văzut cu totul cu alt ochi și din punct de vedere al celui interesat ca totul să fie democratic. Da, numai că la Târgu Jiu a murit democrația, cel puțin din punctul meu de vedere. Și știm cu toții, 26 de contestații. Ați făcut și dumneavoastră ANC-ul? Noi, cred că a fost prima contestație să... făcută de noi. Deci ați contestat încă deci de la nu am contestat faptul că ANC-ul, Alianța Națională Creștină, că poate multă lume nu știe ce înseamnă ANC-ul, da? Nu am tot spus. Așa, bineînțeles, dar lumea mai uită. A uitat de fapt că tot au spus că vor schimbare, vor altceva și de fapt tot acolo s-a ajuns, ați văzut cu saci, cu mașinile, cu... de toate. Procese verbale. Nu știu cum să mă exprim, că nu vreau să jignesc pe cineva anume. Nici pentru cei care s-au obosit 2-3 zile atunci cu votările. Nici pentru cei care au stat în picioare de dimineața până seara. Dar pentru asta erau plătiți și cu bani mulți.
În Bej sau în Bem erau 250 de milioane de persoane. Da, 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 am auzit. Deci, pentru cei care erau în asistență, 260 sau 26, 260, 2.600.000 de bei, 260 de lei noi sau 290, nu mai rețin exact. Pentru mine dezamăgitor a fost, din nou, faptul că ANCEU, Alianța Națională Creștină, nu a avut niciun reprezentant, niciun asistent, pe niciunde. Deci, practic, ați asistat neputincioși la tot ce am semnat, bineînțeles. Bucătăria internă a procesului. Deci, electoral. În schimb, găsim în toate procesele verbale Alianța Ligii Albanezilor din România. Noi nu avem nici măcar un albanez în gorjul ăsta, cu flotan măcar. Bine, a fost povestea asta și în anii trecuți cu UDMR-ul. Dom'le, UDMR-ul persistă și este, da? Este partid parlamentar datorită și gorjenilor. Deci, dom'le, ne ajungem acolo să nu mai avem demnitate, să nu mai avem caracter, să nu mai fim oameni, ne ascundem după deget. Pentru puțin acolo care îți oferă nu știu cine, te vinzi, îți vinzi personalitatea, îți vinzi demnitatea. Nu există, nu se poate. Păi de unde să avem noi la polovragii unguri? Ungurieni e altceva. Da? Și cu așa. De unde să avem noi la Bălești unguri? Deci filiala mea de la Bălești a picat pentru că domnul primar și-a permis să-și trimită un consilier și să amenință să-i rupe contractul în față de pajii și de asta la fermierul care eu l-aveam pus pentru ANC. Și ați reușit să obțineți așa ceva acolo? Nu, bineînțeles că la ora 11 și ceva s-au găsit conform legii, ceea ce nu știu ce s-a întâmplat la județ sau în alte zone. Spune legea clar, două dosare originale de fiecare candidat, două copii. Nu, ei la Bălești, ca și la municipiu, ne-au cerut patru originale de candidat doar pentru declarațiile de avere și de interese. Păi dumneavoastră, dacă scrie legea două originale cu două copii, pentru ce trebuie patru? A trebuit, ăștia n-au mai avut timp să vină de la Bălești, să le își mai facă, să le dăm noapte. Dar probleme și cu municipiu. Păi la municipiu, la ora 11 și 20, abia am terminat cu, din nou, să refacem dosarele respective, pentru că așa a vrut cineva din comisia aia, domnule, nu că aici a patru. Domnule, dincolo, în sala cealaltă, tot două originale și două copii am avut. Și după ce s-au retat, s-au analizat, s-au făcut, așa, toată lumea, ok. Aici la municipiu, domnule, nici vot, semnăturile nu erau în ordine, pentru că spunea doamna președinte, domnule, ce, 1000 de ăstea, păi trebuie 1% sau minim 1000. Da. Și noi avem minim 1000. Da, exact 1000. Păi dacă vă pică una? Și dacă pică ce? Mai avem încă două de file care să pice. Păi de ce că trebuie minim? Nu, doamna președinte, înseamnă că nu știți legea. Legea spune așa. Municipiile de gradul 1. Târgu Jiu nu este municipiu de gradul 1. Deci uitați-vă că în lege și le specifică Cluj, Bacău, Iași, Timișoara, etc, etc, da? Craiova, dar nu Târgu Jiu. Târgu Jiu are sub 100.000 de votanți. 100.000 de, nu, da? Da. Și nu intră la municipiul de gradul 1. Deci intră la 1%. Da? 1% înseamnă 730 de semnături, pentru că sunt 73.000 de votanți pe listă. Da? Și până foarte la calcul, foarte până ușor la, calculul matematic. Până la 1000 de acolo nu știau că nu, până la urmă a admis. M-am dus, am mai luat-o pe străzi, atunci am minutele alea pe la ora 9 seara, am mai strâns încă 2-3 liste de semnături începute, neîncepute, semnate așa, de pe stradă, i-am rugat pe oameni, domne, ne-am umilit. Domne, ne-am umilit. Ei ne-au umilit. Aici e o problemă foarte gravă. Ei ne-au umilit. Noi am fost și singurul, adică nu știu dacă singurul, dar nu am reușit, ne-a oprit la 172.000 de semnături pentru europarlamentare. Cu o zi înainte. Că nu mai aveam cum, că a zis domnul Greblă, că bă, trebuie 20.000 cel puțin în față, nu fix 200.000. Păi de unde să mai strângem noi 48.000 într-o zi? Da? Pentru că noi n-am procedat ca ceilalți cu sticul și cu astea. Că și la Târgu Jiu au venit cu 1000 de euro sticul de 50.000 de semnături. Și la București era mai ieftin, era 100.000, 200.000 de semnături. 100 de milioane, 200.000, deci 2000 de euro. Dar noi n-am vrut, fiind un partid tânăr, un partid nou, un partid de creștini, oameni care foarte puțin dintre ei au mai făcut politică, restul oameni noi,
Și n-am vrut să facem chestia. Păi spuneți-mi mie, eu n-am nimic, că l-am cunoscut personal, am băut și câte un spirit cu domnul Șoșoacă. El independent. Câți oameni a avut domnule să scoată 200 și ceva de miet, 400 sau cât ar. Doamna Șoșoacă, când omul ei de la Târgu Jiu l-am ajutat, el m-a ajutat, adică dădeam la oamenii noștri să ducă în piață 2-3 liste de la mine cu 2-3 de la SOS, da? Să ne ajutăm, inclusiv de la AUR, da? Ne-am ajutat între noi și am avut chiar de la două persoane de la PSD, le-am dat. Numai că PSD-ul a avut regula de AUR. Ia câte 1000 din Consiliul Județean, ia câte 1000 din prefectură, mai ia câte 1000 din primărie și 1000 din edilitara și gata, au strâns miile. Da? Da, da, cred că, pentru că, instituții... cred că cel mai ușor le-a fost celor de la PSD să strângă. Voi vedeți? Cred că și celor de la PNL. Bun. Acum, a, bineînțeles, adică bineînțeles. Partidele mari au, deci nu i-am văzut prin piață ca pe mine, ca Verzi, Adi Tudor, ca Perul Gigi și cu... băiatul ăsta independentul Ciofâlcă, un băiat cu inimă, așa, și cu USL-ul, spre exemplu, aici cu Căluțul. Așa. Deci nu i-am văzut pe PSD și pe PNL, și cu excepția unei persoane care zic că se duce să... Așa, păi zic, ia și mie și ori te cinstesc, ori, uite, eu strâng pentru tine, dăm două, trei tabele de ale tale și dau și eu două, trei de ale mele. Așa. Dom'le, dar e o umilință să te duci la o persoană și dacă vrei să vedeți, două originale trebuia, da? De semnătură. Doamna Ana Mitroi, dacă eu organ să-mi dea semnătură, trebuia să semneze pe patru. Da. Dom'le, pe patru originale, pentru că două trebuie la municipiu și două la județ. Da, foarte păi, complicat. Păi dumneavoastră stăteați în piață la cumpărături să vă trec eu datele de patru ori, să semnați dumneavoastră de patru ori lângă mine? Mă jurați puțin și mă băgați pe unde am ieșit. Dar eu cred că ăsta a fost și scopul, să nu se facă. Când domnule, Germania cu 70.000 de locuitori au 4.000 de semnături de strâns și noi strângem 200.000 minim pentru europarlamentar, haideți să fim serioși. Deci, domnule, de ce noi românii noi ne furăm căciula unii la alții? Noi suntem mai catolici decât papa, știți cum se mai spune. Mai credincioși decât papa, așa este. Da. Deci aici rămân iară cu gust amar. Și cu semnături și cu ceea ce s-a întâmplat, când noi n-am avut oameni pe niciunde. Dom'le, și mă sună la 3 fără 12 minute, vă arăt aici că este implementat primul semnal care mi s-a dat pe telefon de domnul Ciofâlcă. Păi dacă este, poate să intre și în direct, să specifice, să infirme sau să confirme. Mă, domnul Pănescu, ce faceți? Dorm. Păi haideți că eu sunt la circa 13 aici, la secția 13, vin de la 3, v-am găsit 22 de la buletine de ANC băgate la PSD, de la mine vreo 40 băgate la PNL sau tot la PSD, nici nu mai știu. Aici la fil sunt cu poliția, aici face, nu vor să facă proces verbal, că am găsit aici și de la dumneavoastră și de la PER și de la asta, de la noi ăștia mai mici băgate. De ce credeți la... că s-au făcut până la urmă, dincolo de acuzațiile astea de fraudă, care no, deocamdată nu poate fi dovedită? Da, de ce credeți? Cum nu? Păi da, avem... deci, spuneți-mi sunt mie, acuzații în momentul de față. Dumneavoastră... Adică nu există un verdict care să spună că într-adevăr a fost fraudă. Au fost greșele, asta nimeni nu păi le neagă. Păi și sacii găsiți în mașina primăriei cu primarul de față? Asta era cu bani? Încă... Era cu bani, cu plata celor care au făcut sac. Treaba? Sau eu cred voturi? Că nu este nimic relevant în acel sac. Aia cred eu. Bine. Nu pot, nu pot da. Să scanez o fotografie. Bun, atunci dacă dumneavoastră așa... credeți ce doriți dumneavoastră. Domnul dar pe mine mă credeți că am fost la tragerea la sorți anunțată de doamna președinte și mi s-a oferit poziția 11 la afișaj pe panouri și poziția 8 pentru Consiliu și Primar. Și după 30 de zile în care prezentam, dragi târgujeni, dragi gojeni, votați pentru Consiliul Local și Primar poziția 8, votați poziția 5 la Consiliul Județean și poziția 4 la președinte. Sper să nu faceți glume, să mă alegeți cumva și președinte, dar la Consiliul Județean chiar îmi doresc să pot să dau drumul la niște proiecte, așa, care sunt creatoare de locuri de muncă, în primul rând. Da, și bineînțeles că din poziția 8, toate astea le-am aici, dacă păi vreți, le-am mutat, le-am schimbat? Ne-au schimbat, deci am schimbat regulile în timpul jocului. Nu ne-a anunțat nimeni nu nimic, noi toată campania 30 de zile, pe la televiziune, pe la radio, peste tot, poziția 8,
Avem toate flyerele de 200 de milioane făcute, afișe, flyere. Revista Gorjanu am reinițiat-o și am băgat-o cu fel și fel de lucru și astea. Așa, poziția o peste tot. Da? Și dimineața când ne-am dus să însoțim, m-am însoțit pe mine la circa 3 prima dată, sau circa 2, nici nu mai știu la care am fost acela la Tudor, la liceul Tudor, să nu se înțeleagă altceva. Se uită Liviu Andrei cu asta. Așa. Uite, eu unde sunt? Pe mine m-au scos ăștia. Păi te scoate, mă. Păi uite, bă, noi suntem acum la poziția 7. Deci, doamna Ana, să nu te anunțe nimeni, să nu se țină o nouă extragere, tragere la sol ceva. Dacă cineva s-a retras, nu știu, probabil prin candidatul la primăria din partea PRM sau cine știe, așa ne-am mutat cu un loc mai jos. Păi nu se poate așa ceva. S-a întâmplat, spre exemplu, și la județ. Dar doamna judecătoare Popescu a fost tot de față, așa, și am solicitat. Eu, spre exemplu, pentru că, doamne, pe dacă ăștia nu au reprezentant la președinție, la ce mai băgați în prima urnă UDMR-ul? Zic, de ce nu lăsați cu toată lumea, pe toată lumea, că pornim de la zero la alegeri. Dar aia înseamnă democrație. Nu că eu vin acum și că eu am fost parlamentar și intru în primele pagini, acolo, în primele locuri, 1, 2, 3, 4, doar tragem asta. Dacă nu are reprezentant, atunci înseamnă că nu-i complet și nu mai merită să fie prima urnă. Bun, până la urmă a fost extras 2, pe poziția 2 după PSD-ul de mere. Nu are președinte. Și eu zic, domnule, păi la ce să mai mutăm acum 14 reprezentanți și partide și independenți pentru la președinția Consiliului Județean? Mă mutați pe mine din 5, că sunt primul din partea a doua, deci nu din prima urnă, în locul UDMR-ului, pe 2 și din Mâlciu. Așa, a, nu, păi nu, că nu o să vrea legiuitorul, nu știu ce, că nu vrea să este legiuitor. Dați cu ciocanul și s-a judecat. Așa, am filmări făcute. A fost și o frumusețe știam, acolo, uite, să știți. Nu știam că au fost cum am filmări, multe... la altă emisiune vi le aduc așa să ne amintim cu drag și să vedeți ce dezamăgită veți fi și dumneavoastră când le veți vedea. Așa, și la municipiu. Cum calificați chestia? Deci aici asta, la Beș nu am nimic de reproșat. Intenție, Decât că nu mi-au primit oamenii în... Da, dar cred că azi. Este o așa. Chestiune a deci, legii care asta este cu totul nu... altceva, mă voi adresa penal și pentru schimbarea mai ales a poziției noastre. Așa, domnule, măcar să ne dea bani înapoi, n-am făcut chiar 3%, asta este că eu am luat pentru tot, nu știu, 1625 de voturi. Așa, sunt niște oameni care au avut încredere în mine, da? Bun, să nu mai vorbim de aceeași procente care puteau să se fure, da? La câte contestații au fost și la câte lucruri s-au desfășurat. Dar trecem peste acest amănunt. Da, nu mi-ați răspuns la întrebare. Au fost greșeli intenționate da? Sau au fost da. Greșeli pentru Poate. Că s-au permis să se facă aceste greșeli? E adevărat că a fost o nebunie cu comasarea alegerilor și poate da. Că s-a dorit această nebunie nu cu mai comasarea. Continuați întrebarea, că este scurtă. E și la obiect. Păi dacă nu vroiau să existe aceste greșeli între ghilimele. Nu aduceau nici reprezentanții UDMR-ului, nici reprezentanții albanezilor, nici reprezentanții pro-România care, nu știu pe unde au avut doi candidați, da? Se bage peste tot ce? Ca să ce? Când cerem noi renumerarea, nu știu în ce secție a voturilor, se ridice sau să opună, să fie mai mulți cei care spun nu mă suntem de acord. Adică dumneavoastră ziceți că totul a fost premeditat. Bineînțeles, bineînțeles. Chiar faptul că până la urmă albanezii au intrat păi, aici și în mie. Urmarea Bejului. Eu nu am nimica, becului, eu nu am nimica da? cu paza și ordinea. Nu am nimic cu jandarmeria română, nu, din potrivă. Eu am o legătură foarte apropiată cu jandarmeria din Rânca și toți reprezentanții lor. Cu toate instituțiile, de fapt. Am o relație destul de bună. Mai greșește omul, mai se vederea, dar nu ceva care să... Dom'le, am găsit la tipografia unde mi-am făcut și eu destule afișe și destule lucruri promoționale. Tu ești jandarm care stăteau acolo la ușă. Da, pentru că se publică, da, acolo se tipăreau buletine. Se tipăreau buletine, da. Nu pentru Gorj. Nu știu. Nu pentru voi. Nu știu. Dar tot undeva, unde în țară s-a câștigat tot de PSD.
Sau de PNL. Nu știu, chiar nu știu, că deci, doamna, e ușor de aflat, doamna, din seapă. Atât din când și-a dat miliții la ușă, la o măsuță acolo pe două scaune, la ușa de jos. Da, unde păi, erau și pe scări știu, unde... Nu, doamna, nu, vă, nu, nu, nu neg pentru că și eu am văzut. Lăsați-mă ceea să ce vă termin ce vă spun. Vă rog. Și cineva, dacă vrea să audă, aude, dacă nu, nu este niciun fel de problemă, să termine și emisiunea asta, ca și altele, și noi cu drag muncim în continuare. Corect. Vreau să spun altceva. Cu mulți păscări, acolo sunt doar birourile. Tipografia însăși, unde se tipăreau, deci doar plecau de la calculator, jos, dacă nu erau deja cumva, așa, plecau la mașini. La mașini nu a stat nici pe în curtea din spate, pe unde se intra și se ieșea cu mașinile cu ele, nici pe gang, nici pe nu știu unde. Deci, rețineți, baza stătea în interiorul, acolo unde sunt birourile. Deci cine intra și câte mai lua în vreo dubă, în vreun portbagaj, ca cum s-a fotografiat Romanescu lângă mașina aia care se vede un sac lângă scaunele din spate în mașina Târgu Jiului de la primărie. Domnule, eu am scris chiar astăzi pe Facebook când am văzut din nou poza dată de Narcis Daju. Foarte rău lăsată pe telescoape, exact aproape pe cauciucuri. Adică mașina asta aș fi vrut să văd când a avut ultima revizie sau telescoapele schimbate. Altfel, de notă, vezi... doamna Ana, de notă că bagajul ăla era plin cu alt saci și greutate de era lăsat așa. Domnul Pănescu, dacă, uite, mi-ați pus mingea la fileu, dacă e să o punem așa, legată de tipografie și știți că am bătut potecă spre tipografie și eu și dumneavoastră și mulți alții. Interesant. Speculația. Eu spun speculația dumneavoastră vis-a-vis de faza... Am mai spus da. Altceva decât speculația. Eu știu doar atât. Un singur lucru știu clar, că, că buletinele de vot care s-au publicat, care s-au tipărit în Târgu Jiu la tipografia Protcom, nu au fost pentru Gorj. Asta este clar. Adică nu putem să existe această supoziție. Mă pun în situația domnului Marcel Romanescu, eu cu o mașină sau dumneavoastră cu o mașină, cu un sac în portbagaj. Poate că cineva nu ar fi avut interesul să vă pozeze pe dumneavoastră. Domnule, droguri cred că nu erau sau. Nu, dar putem, poate bani, putem poate, să supoziționăm orice. Mărimea unui sac care erau toți sacii la fel cu voturi. Culoarea a tuturor sacilor cu voturi. Mărimea și culoarea, deci trecem peste ea. Deci acolo mai există o suspiciune. S-ar putea să fi fost banii pentru să-și plătească oamenii. Nu, asta deja este prea mult. Putea să fie orice, de la prezervative până bun, la... Spuneți-mi mie, spuneți-mi atunci, copii, nu? De ce devine... Adică de ce trebuie să ne gândim că trebuie să fie saci cu voturi, saci cu droguri, astăzi saci este, cu... Astăzi este miercuri, da? Da. Bun. De vineri, de când s-a dat de judecătoria, de Tribunalul Gorj, să se ducă filmările care a surprins mașina aceasta. O să se ducă. Nu. În final se păi vor duce. Puțin. E vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri. E a șasea zi. Ne referim la procedurile, la procedurile care au permis toate aceste greșeli care s-au făcut în secțiile de votare. De ce credeți că aceia judecători care au fost prin circunscripțiile electorale nu greșesc și la instanță? Adică nu aici, sunt tot aici până la urmă. Aici a gustul mai amar că nu credeam, deci democrația la Gorj a murit pentru mine. Nu credeam că, având în toate circunscripțiile doar judecători și niște judecători pe care eu îi stimam foarte mult. Păi doamna Popescu, dânsa nu mă știe pe mine, eu știu din două, trei cazuri în care mi s-a părut foarte pe sine și pe obiect în ceea ce vorbea și discuta și a dat hotărâre. Păi doamna Stegaru, eu am avut un proces la dânsa și am pierdut, dar am apreciat-o prin poziția cum a explicat și cum a făcut, chiar dacă aici a fost o balanță, înțelegeți? Și dânsa a decis pentru instituție în dauna mea. Atât. Dar nu am rămas în schimb mai departe aprecierea pentru curajul sau pentru dânsa. Dar s-ar putea, știți cum avem și sistemul și asta, trebuie să mai ții cu el, e nevoie de bani la buget. Nu am zis nimic niciodată. Da, o apreciez nu în continuare, gândit, dar ce a făcut nu a fost bine respect. Pentru noi. Eu altceva vreau să vă spun. Nu vă gândiți că cineva din toată povestea asta care s-a tăvălit și s-a făcut dintr-un bulgăre mic, unul mare, 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 are ceva de câștigat din povestea asta? Dumneavoastră, domnule Pănescu, n-aveți nimic de câștigat. Eu păi una, nu, dar nu spuneți-mi am nimic mie, de câștigat. Ce câștigă actualul fost primar?
Ce câștigă el cu mai puțin de 11.000 de voturi din 76.000 de Da, votanți? haideți să o luăm altfel. De ce Târgu Jiu n-au ieșit la vot? Și n-au ieșit au ieșit puțin mai mult decât acum 4 ani. Nu pentru Marcel Romanescu, n-au ieșit nici pentru Iulian Popescu, n-au ieșit nici pentru Liviu Andrei, n-au ieșit nici pentru Ciofucă, n-au ieșit nici pentru Adrian Tudor. Adică, până la urmă, dacă e să o iei așa, oamenii ăștia care votează, pe cine votează, sunt un număr infim de cetățeni care nu sunt majoritatea. Haideți să vedem altceva. Eu gândesc altcumva. Deci, aproximativ 14,5% a avut procent, ca procent 15, să zicem așa, Romanescu. A avut aproximativ 13% Iulian Popescu. Da? 20. Ce? 25. 27. Nu 13 sau... Da? 27. 20, 27 da. Împreună. Așa. Nu din votanți vorbesc. Din numărul votanților. Da? Ok. Deci au votat vreo 30-40 de mii aproape. Din 70, la aproape, puțin peste jumătate, 50 și nu știu cât la sută. Deci până la urmă cine decide? Cine sunt numărul? Aici, sau cât domnule, sunt decidenții care deci, stabilesc? Deci, spuneți-mi și mie, dacă cei mai mulți nu l-au votat pe Romanescu din orașul ăsta, și azi cei mai mulți nu l-au votat pe Iulian Popescu, înseamnă că acei oameni nu mai vor nici PNL, nici PSD. Nu vorbim de este oameni optică, în sine, da? Pentru că atât în PSD cât și în PNL mai găsim oameni. Da, corect. Asta o fibră, oamenii unii cu caracter. Cu coloană vertebrală. Cu toate că eu nu imaginez decât un joc. Și nu m-am înțeles nici pe prietenii mei, Liviu Neamțu și Dorel Chiricescu, care găsesc pe locul 14 și 16 pe listele PNL-ului. Da, apropo, adică că doi facem o paranteză, că mi-ați da? Spus de Chiricescu. Chiar vine? A bătut palma și vine în partid la dumneavoastră? Sau Doamne, a fost o glumiță? Astăzi am avut o discuție la meci. A fost o glumiță de a fost, lansată pe am fost împreună internet. La meci. Uitați, vă arăt și poza de da, la meci împreună. Da, sunt convință, nu, că vă cred pe cuvânt. Încă să nu-l numesc, pentru că vine din pe poziția 14 și cere prea mult ca funcție de secretar general. Adică ăștia adică de la e adevărat că a venit, de la PNL, mă mai gândiți dacă îi dați o da, funcție. Da, ăștia de la PNL l-au aruncat ca pămâsea stricată pe locul 14. El care a stat mai mult în Biblioteca Generală Tel decât toată lista la un loc. Așa? Și nu vreau să jignesc pe nimeni, că și acolo mai sunt oameni cu caracter, profesori și așa mai departe. Dar eu cunosc bine pe Chiricescu când eu făceam proțape la Rânca, el era în bibliotecă. Da? Da, el, cu siguranță, așa, are calități, nimeni așa. Nu poate să nege. Deci dar... este unul din bunii... Dar să știți că PNL-ul, da. Ca și PSD-ul, nu putem nega că au avut vreo listă proastă. Adică nu au avut, dar știți cum... Au fost oameni adică pentru toate gusturile. Acum, vă dumneavoastră eu... vă, place oameni, vă plac oamenii care au stat în bibliotecă, gen Chiricescu. Poate și că mie îmi place, poate mie eu îmi place Liviu ăla Neamțu, care a stat la grătar, înțelegeți? Eu știu ce potență are Liviu Neamțu, da, nu-i cunosc pe amândoi, adică vorbim despre două persoane pe care le cunoaștem împreună și Liviu pentru Neamțu, care avem un respect. Acum 10 ani de zile, împreună cu Adina Popescu, actuală Neamțu, adică soția lui, împreună cu o Strâmbulescu, cu Universitatea Constantin Brâncuș și cu Centrul de Cultură Constantin Brâncuș, cu Primăria Șugac, Baia și Novaci, cu încă 3, 8 și 14 firme private, am format clusterul Transalpina Drumuregiului, un cluster pe turism. Numai că nu s-a continuat, nu s-a dat naștere la nimic pe clustere, pentru turism, decât pe cercetare. Am dat toate actele formate pentru Universitatea Constantin Brâncuș și au făcut câțiva ani de zile pe cercetare proiecte de mici, de 20, 50 de mii, 100 de mii, maxim 150, nu mai știu exact câte. Cluster, deci a funcționat tot, absolut, toată foarte bine. Dar eu ce să cercetez la Rânca? Că vârful Păpușa, care e în formă de piramidă, a fost făcut de Dumnezeu și nu de egipteni. Ce să cercetez eu pe cercetare, să fac cu Rânca? Da, să luați da, să luăm fonduri, să luăm ceva. Bun, în schimb, atunci noi am făcut un mare proiect pentru zona de turism, pentru toată zona de Somunte și am prevăzut acolo desfășurarea noastră și înaintarea pe mediu și termen lung. După aceea am scurtat și am venit pe scurt și mediu toată dezvoltarea turistică a zonei.
nu numai pe zona Horeca, că turism nu înseamnă numai, Corect, da? corect. Bun, înseamnă și cazare masă. Cazare masă. Deci aici noi formăm, ca să revenim puțin, un produs turistic. Produsul turistic este ceea ce acumulează turistul de când ajunge la noi în zonă și până pleacă. Că doarme pe un ceașaf apretat, că are apă caldă, că are o emisiune frumoasă la televizor, că are un peisaj frumos, că are o mâncare tradițională care are mama acasă, că are unde să se plimbe, că are unde să se distreze. Da? Ei, sunt niște lucruri pe care noi le-am prevăzut în acest mare proiect format împreună. Și eu știu capacitatea lui Liviu Neamțu, o știu și pe lui Dorel Chiețescu și atât am spus și în campanie, mai mult îi lăudam pe ei și criticam pe ei decât să mă lau pe mine și cu Aneciu, cum făcea toată lumea pentru partidul lui. Cum a ajuns ei pe locul 14 și 16, decât ca o batjocoră. Tita mai profesor universitar acolo. Deci, și alții care n-au nicio calitate prea mare decât niște, nu intru în amănunte acum că sunt dosare în desfășurare, așa mult mai jos, adică să intre în Consiliul Local sau în Consiliul Județean. Bun, să trecem peste aceste amănunte. Deci aveți un respect deosebit pentru aceste persoane care, spuneți dumneavoastră, nu s-au poziționat sau PNL-ul nu le-a poziționat în postura... A se reține că Romanescu nu este profesor universitar, chiar dacă predă la Brâncuș. Dar un conferențiar este, atât. Are mult de muncă nu până pot acolo. Nu pot să zic, acum facem, spunem, nu, da. Vorbim despre persoane în funcție de titulaturile pe care le au. Eu zic doar că cei doi, în opinia dumneavoastră, nu s-au poziționat în... opinia PNL-ului, unde ar fi trebuit? Unde l-ați văzut pe domnul Chirițescu, de exemplu? În așa fel încât să nu plece la ANC, ca să o spun pe a dreaptă. Eu îi vedeam pe Chirițescu și pe Liviu Neamțu în primii 5, în primii 7 măcar. Că aici se preconiza o medie de 7-8. Pe locuri eligibile. Nu să tragă. Mai ales că Dorel nici măcar nu cred că putea să fie și dacă ieșea consilier de pe locul 1. Dar adică măcar, n-ar măcar, fi rămas în postură. Nu, pentru că, ar fi fost avea o problemă cu funcția deținută, adică este în administrația, nu la UCB, este în administrația edilitară. A, da, da, da. Poate renunța la edilitară pentru postură. Da, poate, din... poate. Dar după aceea era o problemă, știți? Pe cum ai candidat atâta timp cât tu erai acolo deja. Da, corect, corect. Și nu aveai demisia dată dinainte. Dar nu vă gândiți că poate domnul Chirițescu tocmai de asta a acceptat un loc mai departe pe listă? Ca să rămână... își tragă foști studenți după el cu la vot, ca să își tragă... Da, e posibil. Da. Și ce înseamnă asta? O intenție bună ce înseamnă și asta? Materialistă. Înseamnă să păcălești electoratul. Da, și cu asta scurt și la obiect. Da? Deci în... Bun, în și cum ai mai domnul Chirițescu este la ANC? E doar cu un picior în alege. Bate clopotul doar la alege. Da, trage. Știți că era, la recreație era un clopoțel la școli pe vremuri, da? Așa. Mai tragem, mai ieșim în pauză, mai intrăm la oră, mai vedem noi. Așa. El este un băiat de caracter care, cum să vă spun eu, n-ar trebui să se regăsească în PNL sau în PSD. Ca și mine. Da, eu nu mă regăsesc. Este totuși, domnul Chirițescu, pe care îl cunosc de 20 și un pic de ani, când am dat ochii cu el, era în fostul PNL, în sediul de acolo, de la Fântâni. Acolo l-am cunoscut pentru prima dată pe domnul Chirițescu. Mi-aduc aminte că am prins campania din 2000 pentru alegerile locale, cu toată pleiada de liberali autentici și adevărați din acel moment. Mi-aduc aminte că a venit cu fetele după el, care erau așa, și murdare de ciocolată, da? Deci a luat copiii din fața blocului, cum aș putea spune, și a făcut campanie pentru PNL. Eu îl cunosc pe domnul Chirițescu din acel moment. Îl respect pentru poziția pe care o are. Adică eu îl văd pe viață liberală, nu știu dacă se pliază la alt partid, nu l-aș vedea niciodată la PSD. Nu, stați puțin, niște viziuni liberale, că nu sunt viziunile, vedeți că și Eminescu spune de la 1880 până la 1884, chiar în revista Timpul și așa mai departe. Câte citate date de Eminescu nu se potrivesc astăzi? A, da, cu siguranță. În fine, istoria se repetă. Știți vedeți? Vedeți? Așa că, Dorel, cred că prin viziunea lui care o are, se poate regăsi la orice partid, mai puțin la astea două.
Vă spun eu. Nu, pentru eu că, nu-l văd decât deci în eu nu accept cele două partide din punct de vedere ce ne-au făcut țării noastre în 33 de ani. Prin reprezentanții lor. Păi uite, ce să-i spun eu onorabilul senior membru din PNL, Peter Roman, care în prima lui a treia ședință din, ca prim-ministru, prim-ministru a României în zona democratică de după Revoluție, toată industria țării este un moment de fier vechi, cu vapoarele și peste mărșițe să ducem fierul. Da? De ce? Ce respect să ai, și un când om care n-a avut spus, viziune. Când i s-a spus de cel mai bun economist al României la vremea respectivă și acum, că împrumutul făcut de Ceaușescu, de, care s-a înapoiat în 21 de miliarde de dolari, de vreo 9 miliarde jumate, s-a făcut pentru retehnologizarea fabricilor și uzinelor din România. Avem export în 91, deci în 91, în 91 când dânsul s-a trezit premierul României, prin conjuncturile respective, rețineți că 60% din fabricile și uzinele noastre aveau contract cu străinătatea, făceau export. Da? Zeci de mii de locuri de muncă în fiecare fabrică și uzină pe trei schimburi. Da? Bun. Nu mă interesează. Dom'le, haideți să retehnologizăm cele 40% din procente din fabrici și uzine care n-au export. Nu vrem să ne creăm prejudicii aduse și penalități cu străinii. Da? Cu țările străine cu care avem contracte. Bun. Nu. La fier vechi. Ce-a făcut cu ele? Metoda Mebo, care a scos-o de buzunar și cu un dolar s-a vândut fabrica aia, a ținut 2-3 ani de zile, au dat oamenii afară, le-au cumpărat și acțiunile alea, că li s-a dat și lor parfum pe la nas. Așa? Dar în loc să se spele pe toată fața oamenii, au mirosit doar parfumul și au zis că toată lumea e curată. Și ce-au făcut? N-au mai făcut nimica. Am dus, domnule, nici măcar n-am lăsat la Galați fierul vechi. L-am dus peste mări și țări. Deci am distrus România. Forța de muncă calificată cu categoria 4, 5, 6, specială, 7 și mai departe, maestrii au plecat să găsească un serviciu în străinătate, că s-a dat drumul la granițe. Bun. Și noi am rămas fără forță de muncă. Acum creăm forță de muncă? Nu creăm nici acum. Să vă spun de ce. Pentru că de-aia aducem nepalezi, țiringanezi și așa mai departe. Vreau să vă spun că spuneți-mi mie, un profesor acum, 4 ani de zile, clasa 9, 10, 11, 12, da? Se duce la școală, predă și bate, eu chiar i-am promis la colega noastră din ANC, directoarea adjunctă la liceul sportiv, Simona, așa și lui Cristina, profesoara de română, i-am promis că încercăm prin ministerul și prin sindicatele, prin Simion Hâncescu cu sindicatele, domnule, la 50 de ani să iese și profesorii la pensie. Pentru că li se uzează materia cenușie cu atâtea elemente de toate felurile în clasă. Și știm cu toți. Adică de ce scoți polițiștii la 40 de ani, de ce scoți judecători la 45, la 50 și așa mai departe, și profesorii nu care își bat mintea zi de zi, oră de oră, cu copiii noștri, să nu zicem, da? Și uite, copiii noștri care, prin politică, prin PSD, prin PNL, ajung analfabeti funcționale așa la înalte nivele. Bun. Și n-ar fi o idee de rea de luat în calcul. Dar eu nu revin la senior Peter Roman. Venim mai încoace după aceea cu Năstase și cu astea care vândură petrolul și astea și gazele cu 4% redevențe. După aceea pădurile nu mai spunem de ele că încă au mai rămas pe acolo pe undeva și ne gândim de ce vin purtuni, de ce vine piatră și ne distrug recoltele, de ce? Păi de ce? Hai să te întrebăm. Întrebați-mă că ați votat PSD și PNR. Întrebați-i pe ăștia de ce au vândut pădurile, de ce le-au tăiat și le fură în continuare. De asta o să vă distrugă și casele, și mașinile, și recoltele. Că nu vreți să schimbați nimic. Probabil că în toamnă, acum când li se vor mai mări la unii pensiile și la unii nu, când o să-și dea cu capul de pereți și de toți copacii de prin curte, o să vadă că iar a făcut o alegere proastă, da? Și nu s-a orientat. Și vedeți că Europa fierbe. Deja uitați-vă la zona naționalistă, Germania, naționaliști, după în Franța,
da? Naționaliști. Meloni în Italia, naționalistă. În Austria, naționaliștii. În Olanda, au câștigat naționaliștii. Numai la noi PSD și PNL struță cămila asta cum asta. Da, și acum, apropo, de ce am cum asta noi alegerile în iunie și pe alea locale cu 4 buletine de vot pentru primării, Consiliul Local, pentru Consiliul Județean, pentru președinte Consiliul Județean, plus europarlamentare. 5 buletine. Iar acum vrem să băgăm președintele separat și, și două voturi pe Senat și pe Camera Deputaților separat. Când avem 3, acum avem 3, dar mai avem 5. De ce nu le comasăm și pe astea? Ca să nu mai facem cheltuială. Ei nu se gândesc decât la ei, nu interesează. Decât să aibă acolo puterea, să aibă cele ei și acoliții lor. Ei nu interesează de lumea de la țară, că au pâinea mai scumpă decât ei o produc acolo. Da? Dar până se întoarce pâinea înapoi la magazine, costă motorina. Ați văzut acum cât, pe cum, domnule, ai dat cu 1,60 lei, era motorina și benzina când s-a dat cu 4% redevență în 2004 de Năstase, petrolul țării. Și între timp s-a scumpit la 7, 8, 9 lei chiar a fost, da? Și tu nu mărești de tot deloc de redevențele, iar în 27 sau 28 mai anul trecut, în 2023, s-a mărit până în 2043 din nou, dar cu aceleași redevențe de 4%. N-am mărit nici măcar 1%. Dom'le, nimic, pentru că așa sunt ăștia din vârful, din capul statului, cum vine, cum zicea pe vremuri. Ce facem la toamnă, dragi gorjeni, dragi români? Mergem? Unde mai mergem? Ne pierdem identitatea? O să ne pierdem și casele până la urmă. O să vedeți dumneavoastră că mulți nu o să-și reușească să-și dea ratele la bancă. Eu vă spun pentru că am trecut prin lucrul acesta 10 ani. Am făcut un împrumut de 12 miliarde jumate să-mi fac pensiunea cea mare din Arânca și am plătit aproximativ 36 de miliarde înapoi bănci în 10 ani. Gândiți-vă mai rău ca Samsarul de peste podul Jiului. Ca să nu zic altceva. Deci tot ce ați produs, da, ați plătit la bancă. O, și cât m-am cu rude și cu neamul, m-am împrumutat, m-au lăsat, m-au așteptat și așa mai departe. Și autoritățile nu făceau nimic, doamnă. Din strada principală, Transalpina, și până la mine în față erau 14 metri. Și acești 14 metri nu puteau mașinile să urce de noroaie. Și iarna de zăpadă neluată și așa mai departe, dădeam la lopeți, vă arăt, avem filmări, avem imagini, avem poze de pe vremuri. Am adus acum 8 ani de zile România te iubesc la Rânca, dar de atunci s-a pornit proiectul respectiv, după filmările respective. Că, legat de canalizare și de... Lăsat de canalizare. Apropo, ridicați o minge la fileu. Vă rog. Eu încă, fără să avem ultimele 2 luni de zile clienți, turiști. Urmarea faptului că a fost închisă Transalpina, da, prea mult. Așa. Vreau să vă spun că eu am 2 apometri, pentru că 2 clădiri. Firesc. Alții n-au nici apometrie, n-au împărțit nici paușal, n-au contracte. Dar nu mă leg de asta. Ci mă leg de faptul meu. Un canal îmi stăprinde apă permanent și ca să ori bagă din burtă băieții când vin să citească, când nu pot să citească, ori scop vreo 10-15 găleți de apă, repede să citească, fac poze ca să le rămână, că după aia vine apa înapoi. Și le-am spus, mi-au schimbat odată ceasul respectiv apometru și ăsta stă plin tot timpul cu apă, pentru că între ceas și restul clădirii curge apă, da? În continuu. Și eu plătesc între 20 și 30 de milioane vechi, lunar, mi se bagă câte 200 de tone de apă, 209 tone de apă, pe fondul în care eu nu consum decât cu 5-6 angajați care sunt pe tură, care dacă n-ai turiști, așa am avut un singur grup o dată într-o sâmbătă din lună, cât să 50 de persoane sau cât o fi fost, ori 50 de litri la un duș, 2 tone jumate, da? Bun. De la 2 tone la 200. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Da? Am făcut acum, am trimis o hârtie către domnul Aurică Popescu, i-am trimis și imagini. I-am trimis și imaginile cum supraplinurile peste de la rezervoare dau pe deasupra și se duc tone pe oră, tone, mii de metri cubi pe zi. Am prezentat, cred că și noi. Așa? Și degeaba. Așa. Să nu mai vorbim că veni jumatea verii.
și încă nu s-a început un metru de asfalt în Rânca pe partea Novacilor. Da? Nu, dar să știți că domnul primar a fost la pe Buză să piardă, din ce știu eu. A avut mai puțin de 200 de voturi la Buză și alea cred că se datorează unui artificiu tehnic, din ce am auzit și eu, nu știu, nu cunosc amănunt, că n-am fost să votez, că nu am votat acolo. Vreo 200 și ceva de persoane cu flotant de la, din zona Scoarța, duși la Novaci să voteze. Nasol. Da. Ne avertizează Manu că mai avem 4 minute din emisiune și telespectatorii care ne-au urmărit au văzut că am tot rulat pe ecran legat de Transalpina Rockfest și e păcat să nu spunem ceva și despre evenimentul. Da, vineri și sâmbătă avem 8 formații. Avem pe Lidia Buble, avem pe Compaltu, avem Zdob și Zdup. Avem câteva formații și de rock foarte cunoscute. Deci avem un festival de muzică cu de toate. Da? Adică pe toate gusturile. Da, sigur că da. Sperăm să fie. Deja scena este amplasată acolo. Sunt ultimele retușuri pentru ea. Acolo lângă telescaunul de la M1, jos. Da? Și pe toată zona M1 se poate sta la înălțime și se privește frumos pe scenă în jos, exact ca la amfiteatru. Super. Da. Vreau să vă întreb dacă liber. Simțiți că vin turiști, adică se simte în aer mai multe mașini. Da, am avut și acum de Rusalii, comenzi, să știți, am avut 30-40% ocupat imediat după ce s-a dat drumul la Transalpina. Foarte mulți motocicliști din străinătate vin. Deci, domnule, alea 2-3 camere pe zi, da? Este un plus. Chiar dacă 3 camere înseamnă 500 de lei, dau un exemplu. Mai mănâncă de 200 și ai făcut 7. Cel puțin ai scos din ziua respectivă o parte din consumul pensiunii. Exact. Apă rece, apă caldă, curent, căldură, curent și așa mai departe. E un plus. Și de de Rusalii a fost ceva mai bine și la masă și la cazare cât de cât pentru majoritatea care au fost deschiși, dar să știți că încă peste 50% n-au deschis. Să știți că în timpul trecerii dintre iarnă și vară doar 3 locații au fost deschise. Deci nu merită. Atât. E greu să ții salariații, au fost controlele, da, de la OPC. Să nu, nu avem treabă cu controlele de la OPC. Nu. Ei, controlele de la OPC sunt controle legale, că fac un abuz, exces de zel este altceva. La un moment dat, știți că am luat și prin presă atitudine. Păi atunci, ce treabă ai tu, ANPC, cu faptul că pe 4 ianuarie, prima zi de când a început serviciul la primărie, încă n-am eu viza pe autorizația de funcționare a primăriei. Care e treaba ta să închizi tu pensiunea? Sau că nu ai de la pompierii viza? Păi tu nici nu știai legea că măcar până la 16 locuri nici nu trebuie să aibă autorizație de la pompieri. Dar ei au închis. Știți? Și mai dădeau în așa fel încât, domne, 80%. Dom'le, 80% din ale 10 pensiuni controlate, nu 80% din Rânca. Dar așa, pompos, să sune frumos, să dea bine, mamă, ce făcurăm noi. Și un neisprăvit care s-a clasat pe locul 3 din 4 candidați la Constant. Așa de mine l-a iubit lumea. Deci n-a ieșit domnul... Nu știu dacă e și consilier, măcar consilier. Dar oricum... Adică lumea l-a taxat, ca să fim serioși, da, excesul lui de zel și atâta campanie că ce a făcut pe pagina... Pe dumneavoastră n-ați văzut că fluiera lumea pe unde se ducea, despre ce vorbim. Mie da, mi-a plăcut și nu-mi place personajul, dar în fine, nu contează prea mult. Așa cum vă spuneam, acum pe ecran rulează afișul festivalului. Dacă vreți să vă răcoriți un pic în acest weekend... luați drumul spre Rânca. Noi facem niște eforturi acum. Sunt deschise, puteți să vă faceți rezervări de, da, astăzi, de mâine. Sunt, găsiți mâncare ca la mama acasă, găsiți și facem niște eforturi cu niște corturi mari ca de campanie,
fixe, că e posibil ca sâmbătă seara să fie o repriză de ploaie în timpul concertului. Nici să anunțe așa luați puțin. măsuri de Vineri va fi precauție. foarte frumos, spre prânz va ploua puțin și după seara totul proaspăt și curat, frumos. Dar sâmbătă după masă spre seară se anunță puțină ploaie și atunci noi luăm niște măsuri cu câteva sute de locuri sub corturi ca să stea lumea să nu fie udat Unde și se asta. cazează artiștii până la urmă? Artiștii se cazează în zonă acolo, chiar. Vin doar în ziua concertului sau rămân Da, peste unii vin noapte? care vin și cântă vineri, vin se cazează vineri și sâmbătă pleacă, cei care vin și cântă sâmbătă seara, așa, vin și se cazează sâmbătă seara. Tavi Colen este al nostru, gojanul nostru, care nu lipsește de la niciun festival în ultimul timp, inclusiv la festivalul Ignatului a fost până acum până ediția de anul trecut n-a mai fost. Așa, pentru că noi n-am putut Rânca să susținem ca o forță financiară să aducem formații fără aportul primărilor care nu ne-au ajutat niciodată cu nimic, dar în schimb ne-a ajutat Consiliul Județean. Din păcate, cu ordonanța aceea în care nu se mai cheltuie nimic pe muzică, pe asta, decât dacă doar Romanescu mai subtituie el așa cu Țancă Uraganul și cu ăștia pe N-au aici, mai făcut mai alocă niște aroganțe din bani. astea. N-au mai făcut, e destul. Da, uite să vă mai spun ceva. Știți aroganța care a făcut-o în centru? Nu știu, unde nicio aroganță făcută în centru. Asta cu Da, meciu? este lege în care la minim 50 de metri distanță de mausoleul lui Ecaterina Teodorului trebuie să fie orice amplasat. Da? Și atunci când este la 50 de metri distanță o activitate, o scenă, ceva, mausoleul trebuie păzit. Vă arăt, am Da, hârtiile la probabil au fost mine. multe manifestări și Așa. înainte de Marcel Romanescu în acea Da. piață și nu s-a respectat legea. Păi Dacă nu e e mai de să... curând, pe care nu o respectă de câteva luni. Da, poate nu știu, poate responsabilii Păi pe cultură nu au informat primăria, nu știu, de ce noi să zic, avem și adică... responsabili pe cultură la Gorj, la Târgu Jiu. Mi-aș dori să fie, adică până la urmă cred că cineva ia Păi banii de pe povestea asta, responsabil de cultură, adică e stai, cineva dar care stai ocupă... puțin, Brâncuș nu e singur, el își face toate lecțiile și le pune pe piață. Da, din păcate sunt multe de discutat. Ar trebui să mai facem încă vreo 5 emisiuni să Am fost vorbim despre răutăcios acum. Brâncuș. Eu mă bucur că ați venit aici. Eu mă bucur că Și am eu mă bucur clarificat niște și lucruri. pentru Un singur România că s-a lucru, calificat. da, și un singur lucru vreau să vă întreb și cu asta închei. ANCE-ul va avea candidați la alegerile parlamentare? Cinci la sută pentru Camera Deputaților s-a hotărât. Deci veți avea Pentru Senat, candidați? da. Pentru Senat încă nu s-a hotărât. Ok, deci veți avea candidați pentru alegerile Și parlamentare, pentru veți președinte, juca și pentru inclusiv președinție. pentru președinție. Da. Interesant. Așteptăm niște semne și nu mă ascund, eu, să nu mă înțelegeți greșit că nu sunt de la USR, dar țin foarte mult, îl îndrăgesc pe ministru, fostul ministru Eugen Teodorovici, care este unul din băieții deștepți ai României. Dar vreau să vă spun că și știu pe surse, atunci când am mers doctorul pentru primăria capitalei, noi am vrut să meargă ca independent și să susținem noi și câteva partidulețe mai mici, așa și nu l-a lăsat PSD-ul, l-a luat la o concentrare, la o masă ascunsă și bineînțeles a vrut să-l trimită săgeată pe el. Și doamna Firea s-a opus, că a zis că dă din casă după aceea, nu știu ce din zile ei de groază, din ce dădea, nu mai știu. Dar A fost scos din joc, a fost asta scos vreți din să joc, spuneți. dar eu pe unul ca el l-aș susține la președinția României, pe unul ca Eugen Teodorovici. Nu vreau să spun că el a fost cel care, fiind ministru la finanțe, împreună cu Constantin Boștină și cu președintele de la acea vreme care era la oameni de afaceri, au ajutat Horeca, au ajutat toată țara cu impozitele acelea și TVA-urile de 5% sau 9%. Acum s-au dus iar, au inflat.
Vom vedea ce se va întâmpla și la acest capitol. Vă mulțumesc pentru prezența aici la Ora Adevărului. Mulțumesc celor care ne-au privit de acasă, dând un ochi și de la meci. Mă bucur și eu ca și dumneavoastră că ne-am calificat și o să vedem în continuare cu plăcere. Dar cred că o să picăm cu Slovenia dacă se și pe primul loc. Sper să fiți scăpat de vijelie, că vă vedem acum când ieșim. Nu ne mai interesează vijelia dacă s-a calificat România. Exact, deci o dăm la spate vijelia, da, chiar da. Dacă este, chiar dacă și nu. Și dacă mai picăm și cu Slovenia meciul următor, suntem și cu atât mai bine. Ok, cu drag. Mulțumesc, domnule Pănescu, mulțumesc celor care ne-au privit de acasă. Seară bună tuturor, la revedere! Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21 la ora